slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pe pretindere ești și toate. Amin. Este locul pe care se va dedica capela mortuară prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și versul le zice așa. E atât de trist să cugeți că într-o zi poate chiar mâine. Pomii de pe alee, așa cum vezi, o să mai steie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răsoare. Și iarba asta o să mai răsta. Și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece. Noi sigur nu o să fim în lume. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu iubim noi care atât de repede murim. Noi care atât de repede murim, atunci când raționăm fiind și ne gândim la ce se întâmplă cu viața noastră, facem inițiative ca și cea de astăzi pentru a le oferi celor ce pleacă o înmormântare demnă. Domnul primar, vă felicităm și împreună vă toți părinții și pe toată comunitatea din Câmpia Turzii. Să vă ajute Dumnezeu ca să ridicați repede această capelă. Înaltă Sfinția voastră, Sfinte Protopop, ia cuceriș părinți, domnule consilier județean, domnule consilier local, dragi cetățenii municipiului Câmpia Turzii. Suntem astăzi aici dintr-un motiv de bucurie. Un motiv de bucurie pentru noi ca administrație, pentru că reușim, iată, după mai bine de 6 ani de zile, să demarăm lucrările la ceea ce toți cetățenii municipiului Câmpia Turzii își doresc, această capelă, în acest cimitir de 6 hectare 40, și numai pentru ceea ce în Alpea Sfinția voastră spuneați mai devreme, pentru a le putea asigura o înmormântare demnă. Suntem aici pentru că, din punctul meu de vedere ca și primar, este cea mai mare investiție pe care am demarat-o în cele 7 luni de când am preluat conducerea primăriei. Este o investiție care se ridică la aproape 8 miliarde de lei, cu tot ceea ce înseamnă aducțiunea de energie electrică, de apă, de gaz, plus construcția în sine. Este o construcție la care și-au adus aportul proiectanți, cărora le mulțumim, chiar dacă nu sunt astăzi prezenți aici, colegii din Primăria Câmpia Turzii și, în mod special, domnul viceprimar și Serviciul Investiții din Primăria Câmpia Turzii, cărora le mulțumesc. Și nu în ultimul rând este meritul părintelui Protopop Crișan Daniel și al părintelui Rusu, care, hai să nu zicem zilnic, dar destul de des erau pe capul meu, atât pe vremea când eram viceprimar, cât și acum, pentru a demara această lucrare. Dacă pe vremea când eram viceprimar am reușit să asfaltăm și să asigurăm accesul la cimitir în condiții normale, zic eu, am asfaltat acel trotuar, iată că astăzi începem lucrările la ceea ce noi ne dorim și constructorul prezent și el astăzi aici ne-a asigurat că în 4 luni și jumătate această capelă va fi gata, astfel că în Alpea Sfinția voastră, încă de pe acum vă lansez invitația de a fi prezent și la inaugurare. Vă mulțumesc pentru prezență tuturor. Să ajute Bunul Dumnezeu să finalizăm această lucrare și eu cred că o vom finaliza și să ne vedem cu bine la inaugurare. Aș vrea
în încheierea acestei alocuțiuni scurte sau acestei slujbe, să îi permiteți părintelui Rusu Vasile, care este administratorul acestui cimitir, să spună câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă cimitirul de la stația 110, așa cum este cunoscut el. Să sperăm că sunt interesante. Înalt preasfinția voastră, preacucernice părinte consilier, domnule consilier, preacucernice părinte protocop, iubiți frați, preoți, domnule primar, iubiți credincioși. În calitate de administrator al acestui cimitir, aș dori să vorbesc puțin despre istoricul dobândirii acestui cimitir, numit cimitirul nou, de la 110. Dar istoricul acestui cimitir începe din anul 1995, anul în care mi-am început activitatea la parohia ortodoxă Câmpia Turzii numărul 3. Am observat de la început că cimitirul nostru parohial, cimitirul eroilor, este aproape plin. Am luat legătura cu conducerea primăriei și trebuia căutată această suprafață mare care o solicitam pentru cimitir. Cine ne-a ajutat, cum am dobândit-o, e o problemă mai sensibilă și în al preasfințitului o să o spun. Aș vrea să precizez ca principiu, în toate domeniile, ca să realizezi un astfel de obiectiv, trebuie să treci peste bariere. Sunt foarte multe piedici. Am depus, după ce am găsit suprafața respectivă, am depus cerere la Consiliul Local. Toți consilierii au fost de acord ca să primim acest teren, să rămână cimitir confesional administrat de biserică. Singurul primarul de atunci s-a opus. Eu nu sunt de acord să primească suprafața așa de mare, aș vrea să fie administrat de primărie și pentru că toți consilierii au fost de acord cu noi, dânsul a plecat. Și am rămas în ceață până în anul 1996, când a fost alegeri și am avut fericirea să avem un primar cu inima deschisă față de biserică. Domnul Giurgiu Gheorghe a ajuns primar, primul lucru m-a chemat părinte să veniți să vă pun în legalitate cu acest cimitir. Aici beneficiază de acest cimitir, asta mai mult pentru presă, cu un alt preasfințitul putem să le spunem și cu alte ocazii, credincioși, dar pentru presă. Și o să-i spun în altului de ce am pus accentul pe aceasta. Aici beneficiază de acest cimitir toate parohiile ortodoxe. Pe urmă, toate cultele au primit sus 80 de ani. Singure, deci parohia reformată, romano-catolică, care au cimitire, au suprafață mare, n-au solicitat. Era rezolvată o problemă pentru toată comunitatea. Nu cum s-ar fi interpretat că părintele Rusu nu mai se luptă, că așa a fost, că pentru parohia dânsului, că dânsul beneficiază de ceva avantaj. Taxa pentru un loc de veci, îi rog să reține pe cei de la presă, este de 50 de lei pentru un loc de veci, pentru criptă 100 de lei. Fiecare familie care solicită un loc de veci, se duce la preotul de care aparține, îi taie chitanță, cu banii respectivi ne-am plătit pasnic la acest cimitir. A trebuit împrejmuire la 6 hectare jumate. Pe urmă, nici nu mai vorbesc și de alte situații care le-am avut.
de la trecerea, de la linia ferată până la cimitir, aici, credincioșii mai în vârstă știu, a fost depozitat tot gunoiul din oraș. Vă dați seama, sute de mașini am primit din combinat ajutor, Dumnezeu să-i odihnească sufletul la domnul director Giurgiu Ilie, dânsul ne-a ajutat și cu împrejmuirea, dar și cu transportarea celui gunoi care era. Și am închis terenul, poate nici domnul primar nu știe, că mulți au ridicat problemă, dar cum de închis și cenuia bisericii? Am cerut aprobare de la CFR și de la primărie să ne dea voie să închidem ca să nu se mai depoziteze mizerie pe terenul respectiv. Acum l-am primit acest teren, ne bucurăm de el. Urma să iau altă inițiativă pentru a construi o capelă. Și aici avem un pic de istorie. În anul 2011, toamna, m-am adresat domnului primar, care regretăm, Vasinca Ioan, și am zis, domnule primar, și noi ne ducem, suntem trecători, aș vrea să rămână ceva pentru această comunitate, pentru acest oraș. Ce fără? O capelă. Să facem. Documentația s-a făcut tot din anul 2011, toamna, în anul 2012, primăvara, am venit. Aici am căutat locul care, unde să se ridice capela, tot. Știți cu toții ce s-a întâmplat? Câteva zile înainte de alegeri, domnul primar ne-a părăsit. Dar a dus cu dânsul și visurile noastre de a mai construi capela. A ajuns primar domnul Hang, a spus că dânsul a avut alt obiectiv în campanie, dar părinte, în 4 ani vă promit că vom face și capela. Și așa am ajuns în anul 2015, am intervenit din nou, s-a tolerat puțin, vom face, am avut noroc cu domnul primar care în 2016, în calitate de viceprimar, și-a făcut o majoritate în Consiliu și a aprobat 4 miliarde pentru construirea capelei. L-a ajutat și pe dânsul, ne-a ajutat și pe noi și iată cum se ajută oamenii buni unii pe alții și ajungem acum în acest moment înălțător de a vă invita pe înaltea sfinție voastră să ne binecuvântați începutul lucrărilor la această capelă. Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate domnului primar, multă putere de muncă, să ne ajute să terminăm acest obiectiv, dar și alte obiective care le-a avut în campanie, în altea sfinției voastre. Vă dorim din tot sufletul multă sănătate, putere de muncă în slujba aceasta înaltă, de conducător al bisericii noastre. Biografia. Se ceartă. Haide. Am mult ani. Haide voi în altul să... Haide. Nu te-ai scris. Nu te-ai scris. Haideți, haideți să vă rog.